Pășești pe holul imediat de lângă tine și, dintr-o dată, te afli într-un cadru mai mult sau mai puțin familiar. Ești la metrou și intri în vagonul din fața ta. Ușile se închid, iar trenul pleacă. Te uiți în jur. Pe un scaun stă relaxat un băiat cu căciulă în cap. Zâmbește și scrie ceva pe telefon. Te așezi lângă el și acesta te observă. Salut, numele meu este George, sunt scriitor, compun poezie, proză scurtă și dau formă și culoare ideilor mele și a oamenilor din jurul meu. Salut, George, cum ți-ai descoperit tu talentul? L-am descoperit dintr-o întâmplare, eram super frustrat și super supărat pe un subiect undeva acum aproximativ 10 ani, de atunci scriu, și am compus un text pe care l-am trimis unor prieteni și mi-au zis, mamă ce tare scrii, și atunci tot am exploatat acest mic talent. Și cum ți l-ai dezvoltat? În ultimii ani am avut un crescendo fantastic al modului de a scrie și de a compune, indiferent că e poezie, proză scurtă sau să scriu un concept pentru ceva. E o mare transformare, fiindcă am ajuns într-un punct în care sunt mult mai mândru de ceea ce scriu și ajunge altfel la cititor sau la cel care aude această idee sau ceea ce compun eu. Despre ce scrii tu mai exact? Scriu despre ce mă macină, ce gândesc. E un mod de a mă elibera, de a mă expune ideile, sentimentele, trăirile. E o terapie pentru mine scrisul și transform tot ce simt în niște cuvinte care, până la urmă, nu au nicio bază sau nu au niciun sens dacă nu sunt puse în același timp peste sentimentele mele. Adică, de multe ori, eu plec o idee, scriu ceva, gândesc ceva, însă de cele mai multe ori ajunge altfel la cititor sau la cel care e pus în fața materialului compus de mine. Cât de departe crezi că vei ajunge în această lume a scrisului? Nu știu dacă îmi doresc foarte tare să ajung un scriitor sau dacă asta e dorința mea cea mare, însă mi-ar plăcea să exploatez foarte mult zona asta de compozitor de idei sau scriitor al unor tablouri din cuvinte, însă aș vrea să ajung undeva, dar nu cred că e vorba de destinație cât de drum. Cred că e mai important drumul decât destinația. Unde te vezi peste 10 sau 20 de ani? Sincer, nu știu. Cred că o să ne vedem tot aici, în 10-20 de ani, să spun ce am făcut în ultimii 10-20 de ani și cum am evoluat. Dintr-o dată, metroul s-a aglomerat de parcă este ora de vârf. E cald. Un duș rece ar schimba totul. M-a spălat și pe cap ca așa obișnuiesc, dar de data asta mi-a rămas apă în urechi. Am încercat să o scot, dar odată cu ea am scos și niște gânduri care mai de care. Oare? Dar poate, ce-ar fi dacă? Tu, eu, noi, restul, ceilalți, dar în principiu eu. Toate vii și efervescente ca un metos într-o picătură de cola. Seamănă cu niște larve mari și grăsane care te-ar putea mușca și muri instant. Mintea noastră, acest regizor creator, poate da viață unor lucruri inimaginabile. Avem larve în cap? Da. Sunt gânduri. Și apare frica. Oare ce fac cu ele? Sunt ale mele? Trebuie hrănite? Cum am încăput acolo? Cum să îngrijești ceva ce nu înțelegi? Le las în chiuvetă de la baie și încerc să uit, să nu le dau atenție, dar țipă și fac zgomot și mă frământă faptul că nu știu ce să fac cu ele. Mă întorc la ele, că nu mă lasă sufletul să las pe nimeni să sufere. Acum par mai drăguțe, parcă s-au schimbat, doar sunt ale mele, mintea mea l-a creat. Acum sunt coconi, toți în griuri colorate. Le-am zâmbit gândurilor mele și într-o clipită toate s-au preschimbat în fluturi.